La mai bine de o lună și jumătate de când medicii de familie au posibilitatea de a prescrie rețete în format electronic, numărul documentelor emise online continuă să fie scăzut. Și asta fie din cauza defecțiunilor sistemului informatic, care au costat 14 milioane de euro, fie din cauza proastei conexiuni la internet, mai ales în cabinetele din mediul rural. Potrivit informațiilor furnizate de către reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cele mai multe rețete digitale au fost eliberate de către doctorii din București, Prahova, Brașov și Telorman, iar cele mai puține de cei din județele Sibiu, Sălaj, Alba și Brăila. Din ianuarie 2013 însă toți medicii vor fi obligați să folosească sistemul de prescriere online. Până la jumătatea lunii august, aproape 196.000 de rețete au fost înregistrate la nivel național de la introducerea sistemului de prescripție electronică, arată raportul rețetelor eliberate prescrise de CNAS. Dintre acestea, 189.597 de rețete au fost prescrise online, 5.524 de rețete au fost prescrise offline la cabinet, iar 312 au fost prescrise offline la domiciliu. Până în acest moment, peste 115.000 de rețete au fost eliberate în farmacii, mai arată raportul.